Uitați-vă aici la mine că eu nu mai duc mult. Aduceți-mă o chitară, că ia uite cum face cu mâna aia. Hai mă, Cătălinie, nu mai lași și tu la mișto. Nu vezi ce bolă aveai, săraca. Asta e numai din cauza lui, din cauza lui. Că m-am închis în beci atunci. Și am răcit, dar nu mai pot. Doamne, ia-mă. Mă, Viorele, mai avea câteva lumânări pe acolo, pe spate. Nu te duci o să le iei. Tare mic o să crape în seara asta. Câte a făcut femeia asta pentru mine. Ho, mă, dracu, că nu mor. O să am nevoie de un timp așa, să fiu și eu cu mine. Și voi să-mi faceți pe plac. În special Cătălin, nepotul meu iubit. Sărac, m-ai închis în beci. Săraca de ea. Haideți, mă, haideți să o lăsăm puțin singură. Hai, bucătărie, hai. Stați, mă, stați așa puțin. Doamne, ia-mă cât de rău mie. Te rog, dracu, să fie Cătăline numai din cauza ta, e așa. Că ai închis-o în beci, tu cu petrecerile tale. Vina mea, practic, și-a făcut-o cu mâna ei, că și ea a fost de acord să dăm petrecerea aia. Am auzit ce s-a întâmplat. Îmi pare foarte rău. Taci, dracu, că ai venit pentru sora mea. Știi că nu poți să trăiesc fără tine, Florino. Doamne, ia-mă, mama e pe moarte și tu vrei perechiere, mă? Brrr! Ia gata, mă! Fiți atent aici! Eu am vorbit cu ea de la funerare, au zis că au totul pregătit, dar pentru orice eventualitate vreau să-i facem în ăștia câte zile mai are cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Toate poftele vreau să-i le facem, ne-am înțeles? Cât au zis, mă, ea de la funerare că ne costă? Femeia aia nu mai poate acolo de bolnavă și tu mă întreb de-astea, mă? Păi întreb și eu dreptul, că nu vreau să bag 100 de milioane în curul măta. Fiți atenți, am făcut un plan, fiecare o să aibă grijă de ea într-o zi. Urmează să vă explic planul. Motoul nostru de azi și până în 3 zile o să fie îți iubim pensia, pentru că chiar îi iubim pensia. Azi, Florina și Andrei, să nu uităm chimia dintre voi doi. Vezi mă, Florino, și tatu mă vrea de ginere. Hai de capul meu! Mâine, Viorel, adică eu și Mihaela, ela, viața mea Mihaela... Poi mâine, dacă o mai duce săraca, Cătălin. Tu, Cătăline, ai o zi întreagă cu ea pentru că... Pentru că ai închis-o în beși, ce dracu, de-aia. Da, mă, cum să nu mă pui pe mine o zi întreagă cu ea? Parcă a fost doar vina mea. A fost și vina ei. Nu ți-o mă rușine că tu ai închis-o în beși. Are dreptate, dobitocule. Bă, dar v-a spus toți pe mine? Gata, bine, o să stau o zi cu ea. Crezi că ar trebui să-i dăm ceva? Cred că tu ar trebui să-mi dai mie ceva. Stai mă că-ți dau și ție. Ce aveți mă, sunt fătăruța-n voi? Perversul ăsta de Andrei, mama e. Spune-mi, îți aduc ceva? Un pahar cu apă, mamă, dacă poți să-mi aduci. Stai iubirea mea, stai aici, că mă duc eu să iau. Mă duc repede. Uite, mamă, ți-am adus apa. Mulțumesc, Andrei, știam eu că ești bea cu minte. Zici că a scuipat cineva în ea. Hai, ieșiți afară amândoi, că vreau să mă culc. Ai fost o mamă atât de bună și-mi pare rău acum că trebuie să pleci. Ce dracu ai, mă, fătălăule, că nu mor? Fiara al dracului să fie tot după fusta lui măta stai! Ce-ai mai jelit-o? De când te știu ai gura așa mare? Toată ziua taca-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 taca! Bă, dar scârboasă-i, mă, nevastă-ta asta! Bună dimineața! Azi cu mine rămâi toată ziua! Veniți mă și luați-l pe ăsta după capul meu, că eu nu stau o zi cu el. Hai da, ce activități vrei să facem? Lasă-mă mă cu activitățile tale, pleacă la cia. Păi fii atentă, mamaie, mă gândeam să-ți fac un masaj. Ce zici? Hai mă, Cătăline, serios, că nu e nevoie. E, cum îți place? E bine? E bine, știu. Lasă-mă mă-mi pace că mă doare șoarele de nu mai pot! Cătăline, dă-te jos! Acum că mă nenorociști cu masajul tău, du-mă până la baie, hai! Vreau să mă duc la baie! Că de 3 zile n-am mai fost! Aha. La baie? Hai, hai că poți! Așa, ușurel, hai că mergi și la baie!
Ajunge și pe acolo, hai. Doar nu intra cu mine în baie. Du-te de cu cameră, lasă-mă. Hai, dracu de dobitoș, că mi s-a luat. Mi s-a luat. Și așa cocoșată, tot frumoasă sunt. Ehe, acum e acum. Cum mă pun eu pe tron? Oho! Cătăline, căzui! Ce-ai făcut, mă, mama Emma? Te-ai împiedicat! Cheamă-i pe toți în coacă. Cred că nu mă mai duce mult. Aoleu, e de rău? Hai că mă duc acum repede. Ce frumoși sunteți toți! Și tu ești frumoasă! Acum că v-ați adunat toți aici, vreau să vă spun că... v-am nemat, fraierilor! Ai mâncat amusant azi dimineață! Să mor eu! Haideți-o! Hai, lăsați-o aceea, lăsați-o! Hai! Hai! Acum unde plecați toți? Aha, nu vă mai place pensia! Ce drept, mă! Ok, oameni buni, acesta a fost episodul 3 din Dereglații. Sper că v-a plăcut. Noi ne-am distrat super mult făcându-l. Și da, ne-am distrat chiar dacă am stat o noapte pe aici cu luminile, cu camerele. Nu mai contează asta, voiam să vă spun că am o mega surpriză pentru voi. Duminică la ora 7 seara. Sper să nu mai întârzi. Poate apare luni, nu știu sigur. O să vă aștept aici pe canalul meu de YouTube un super, super episod special făcut pentru Halloween. Așa că stați geană. Vă pup dulce. Aș aprecia din tot sufletul dacă ați apăsat pe acel buton de like și de subscribe, nu știu sigur în ce colț e, aici sau aici. Și nu uitați să vă abonați cu clopoțel pentru că e foarte, foarte important să fiți notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Sper că vă place serialul meu, sper că o să fie o grămadă de episoade de acum. Eu cu siguranță o să le fac pentru că am o grămadă de idei, dar sper că o să mă susțineți și voi. Mua!